Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în partea a doua a Dimineților cu Plus. Continuăm cu revista presei. Polițiștii rutieri suceveni au continuat cercetările în cazul grafului accident rutier de sâmbătă seara de la Ipotești. Solda cu rănirea gravă a doi localnici, soț și soție, după ce un ucrainean băut la volan a intrat în mașina acestora. În baza rezultatelor de la probele de sânge care i-au fost recoltate ucraineanului, din care a rezultat o alcoolemie de 2,7 la mie și după ce a putut fi audiat de un translator autorizat în cursul zilei de marți 7 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au emis pe numele acestuia o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Suceava în cadrul dosarului lui penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Procurorul de caz va decide astăzi ce măsuri va lua mai departe și dacă va solicita emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile. Și, bineînțeles, se amintește din nou ce s-a întâmplat sâmbătă seara. Da, a fost o dramă acolo. O familie, practic, mergea spre casă, chiar se afla la poarta unde urma să intre mașina. Și dementul ăsta și beat manglă, uite, 2,17 este enorm. E o alcoolemie aproape de coma alcoolică. A intrat în depășire și a zdrobit, practic, era și cu o mașină mai puternică, așa, un jeep, a zdrobit, practic, loganul celor, familia acelea din Ipotești. Din nefericire, cei doi părinți sunt accidentați destul de grav. Soțul care era și la volan chiar este în stare foarte gravă și atunci, în aceste condiții, se explică faptul că s-a emis de către polițiștii rutieri acel mandat pentru 24 de ore, care probabil va fi solicitat de către procurorul de caz să fie prelungit la 28 sau câte zile se cer. Bun, iar se pune întrebarea că ce căuta omul aici, la mod normal trebuia să fie în țara lui, să-și, la vârsta la care este, să-și apere patria, nu să vină și să facă ravagii pe aici, prin România. Continuăm cu o altă știre. Klaus Iohannis e nevoie de multe măsuri pentru a nu avea o criză alimentară în România. Există depozite, doar că înăuntru e încă puțin. Președintele Klaus Iohannis a declarat ieri că este încă nevoie de multe măsuri pentru a fi sigur că în România nu va fi criză alimentară, iar în perioada următoare, guvernul va veni cu alte măsuri pentru sprijinirea producției și asigurarea unor rezerve. Citez, măsurile luate până acum sunt primele măsuri, ele sunt în regulă, dar sunt încă insuficiente. E nevoie de încă destul de multe măsuri pentru a avea siguranța că în România nu vom avea o criză alimentară, în special că nu vom avea creșteri peste măsură la prețurile pentru alimente. Am discutat cu premierul aceste chestiuni, există o preocupare serioasă pentru aceste chestiuni și în perioada următoare vor veni noi măsuri care vor sprijini producția și pe de altă parte vor avea anumite rezerve care și vor crea anumite rezerve care pot fi folosite atunci când situația se complică, afirma șeful statului. El a precizat că există depozite pentru stocarea alimentelor, doar că înăuntru e încă puțin. Vedem că președintele declară un lucru și vedem pe Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, care spune că stocurile sunt suficiente, România nu va trece prin criza alimentară, că va exporta. S-a trezit. România mai și exporta destul de mult și ar fi normal să exporte, pentru că potențialul pedoclimatic al țării este unul excelent. Și de bine de rău au început să apară și exploatații agricole performante. Există și acele subvenții primite de la Uniunea Europeană prin APIA. Deci, practic, nu ar fi niciun motiv ca România să fie pe plus în ceea ce privește balanța cu mărfurile alimentare. Problema cum a ridicat aici este destul de complicată, pentru că va fi categoric o criză alimentară la nivel mondial, îndeoseb pe anumite țări unde trăiau în principal din exporturile făcute de Ucraina și Rusia, care vor fi mai mici. Sigur că
problema e următoarea, dacă produci, ești tentat tu ca producător să vinzi acolo unde e mai scump, da? Și atunci fie faci export, poate peste măsură, neasigurând, ne rămânând în țară tot ceea ce e necesar pentru populație, fie te duci cu prețul la fel de sus, ceea ce este destul de neplăcut, știi? La fel de sus ca și cum ai exportat. Deci, dom'le, nu mai export, da? Problema e aici că acolo ai exportat și ai primit banul, aici le țin depozite, nu prea primești banul. Deci asta s-ar putea întâmpla, face doar dacă statul ar interveni și ar prelua niște rezerve. E complicat ca procedură. La procedură e complicat, dar oricum semnalul de alarmă tras de președinte, eu zic că este binevenit. Probabil că există, domnul Chesnoiu, de dovadă de cunoaștere în domeniu și de stăpânire a situației. Să sperăm că așa este, cum spune domnul Chesnoiu, și că nu vom avea aceste probleme. Singurele probleme pe care s-ar putea să le avem, și eu cred că le vom avea, vor fi legate de prețuri, care vor fi mult mai sus la alimente. De altfel, ai văzut că au tot crescut și încă criza vine din urmă și criza vine pe anul următor, când pe recoltele care ar trebui strânse în această toamnă, nu? Printre altele. Și atunci avem probleme mari legate de zahăr, că nu mai producem, și tocmai citisem că un mare producător din Franța, care avea o fabrică, una din puținele fabrici rămase în România, a închis. Și sunt vreo câteva sute de oameni care au rămas pe drumuri de acolo. Și atunci va trebui să import. Sunt unele chestii pe care România oricum le importa, nefiind mare producători, ba chiar unele la care ar putea să fie producători, vorba de legume și fructe, dar acolo e foarte clar că lucrează interesele unora care sunt mari evazioniști. Și atunci aici ne aflăm. Va trebui cumva să ne la nivelul statului să se creeze niște pârghii, astfel încât pe de-o parte să se evite o criză alimentară, care e puțin probabil, aici îl cred pe Chesnoiu, pe de altă parte ceea ce e probabil să limiteze această creștere de prețuri, care pentru unii devine apăsătoare, care pentru unii devine de netrecut. Deci vezi că deja s-au luat unele măsuri pentru cei cu venituri mici și foarte mici, se dau niște ajutoare, dar s-ar putea să fie insuficiente în condițiile în care prețurile la hrană o iau razna și probabil o vor lua razna. E situația e complicată. Dar oricum este de mult timp n-a mai ieșit pe cea. S-a trezit din somn ce ai cu domnul Iohannis, da? Da. Și Direcția Antifraudă Suceava pe primul loc la nivel național la sumele constatate ca prejudiciu în urma controlelor pentru combaterea evaziunii. Direcția Regională Antifraudă Fiscală Suceava s-a clasat pe primul loc la nivel național la sumele constatate ca prejudiciu în urma controlelor pentru combaterea evaziunii fiscale. Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis rezultatele acțiunilor de control antifraudă în primele luni ale acestui an. La nivel național, din cele 8 direcții regionale, cea de la Suceava ocupă primul loc la sumele stabilite ca prejudiciu prin procesele verbale de control, cu 56,952 de milioane de lei, pe următoarele două locuri fiind instituțiile din București și Oradea. De asemenea, tot în primele 5 luni ale anului, Direcția Regională Antifraudă Fiscală Suceava a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 6,218 milioane de lei, clasându-se pe locul al doilea la nivel național după Constanța. Potrivit ANAF, acțiunile de control antifraudă desfășurate în luni în perioada ianuarie-mai anul curent au vizat 12.101 contribuabili, fiind stabilite sau estimate aplicații fiscale reprezentând TVA, impozite, contribuții sociale și de sănătate și multe, multe altele. Problema cu evaziunea fiscală este o problemă foarte complicată pentru România, aflându-se în situația că are
ca grad, ca raportat la PIB, cel mai, cea mai mică încasări din taxe și impozite, și în spatele acestei realități, în spatele acestei situații, stă realitatea că încă evaziunea este la cote foarte înalte. Acum nu știu dacă în Suceava sunt mulți evazioniști sau s-au făcut ăștia de la ANAF, de la antifraudă, și-au făcut treaba mai conștiincios. Nu pot să-mi dau seama. Mergem mai departe. Deputatul Oana Osmen părăsește USR și se afiliază grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, arată un comunicat de presă al PNL. Citesc ceea ce a declarat deputatul. Azi am decis să plec din USR și îi asigur pe colegii mei că i-am reprezentat cu cinste la cel mai înalt nivel. Am demonstrat că se poate face opoziție constructivă și am arătat că politica înseamnă echilibru, dialog, respect pentru adversarul politic, iar argumentul trebuie să fie elementul central în susținerea opiniei politice. Cred cu tărie că putem face politică de calitate în România, în care arta negocierii, diplomația, sunt atributele politicianului român în calitatea sa de reprezentant al cetățenilor. Am consolidat relațiile cu ceilalți parlamentari, indiferent de culoarea politică, și mi-am asumat să fiu un factor de coeziune și stabilitate. În acești 2 ani de activitate parlamentară, m-am ocupat de tema eficienței energetice a clădirilor și standardele NZEB și am reușit, în urma conferințelor organizate în Parlament, să înregistrez un proiect legislativ de modificare a legislației în domeniu. Dialogul permanent cu reprezentanții guvernului, specialiștii în domeniu și colegii din Comisia pentru Industrie și Servicii, indiferent de culoarea politică, a făcut posibilă promovarea acestei teme extrem de importante în contextul crizei energetice actuale. Din păcate, nu pot rămâne într-o construcție politică fără o strategie și o viziune de viitor, care se confruntă cu o criză generată de lipsa unui dialog constructiv între conducerea partidului și membrii săi. Vă asigur că întotdeauna veți găsi în mine un susținător al proiectelor bune pe care le veți promova, căci rolul fiecăruia dintre noi este acela de a face din România o voce puternică în rândul țărilor europene. Consider că locul meu este acum în PNL, un partid în care mă regăsesc, care împărtășește adevăratele principii liberare de dreapta. Anul trecut participam la invitația colegilor din PNL la expoziția din Parlament care omagea 200 de ani de la nașterea lui Ion Brătianu, personalitate marcantă a istoriei noastre și unul dintre cei mai influenți politicieni al vremurilor sale. Marele politician spunea, citez, un partid poate lupta contra altora ca să dărâme o stare de lucruri, dar ca să zidească trebuie ca națiunea întreagă, toate partidele, să dea concursul lor al minte, ceea ce unii vor edifica, alții vor surpa. Este un scurt fragmentel din ceea ce a declarat aceasta. Vreau să ne axăm un pic pe ceea ce a declarat ea. Din păcate nu pot rămâne într-o construcție politică fără strategie și o viziune de viitor care se confruntă cu o criză generată de lipsa unui dialog constructiv între conducerea partidului și membrii săi. E o întotdeauna undeva la mijloc. Sigur că pledoaria doamnei Oana Osmen este plină de multe blablauri pe care toți politicienii o fac în momentul în care devin traseiști. Deci, aici e o chestiune foarte clară. Una este să spui, da, domnule, da, sunt niște probleme majore și sunt probleme majore în USR. Categoric este așa cum spune doamna Osmen. USR-ul nu are viziune, nu are strategie, nu are. Deci asta era una. Putea foarte bine distinsa deputată care a văzut că ne-a făcut capul mare de cât de bine a reprezentat ea cetățenii. Putea foarte bine să rămână independentă, îi reprezenta mult mai bine, dar nu. Noi a făcut o mișcare, o tranzacție politică, așa cum o fac foarte, foarte mulți și de regulă, acolo unde, în momentul când ești în opoziție, ești vânat de unii și de alții pentru a fi atras. Chiar dacă s-ar putea întâmpla să constați că ai nimerit din lac în puț, știi? Adică eu sunt perfect că sunt probleme majore în USR. Sunt perfect de acord că USR-ul trece prin niște clipe cumplite și datorită oamenilor care sunt în USR până la urmă. Da?
că și doamna a intrat în politică în iulie 2016, când USR-ul venise și cu plusul și cu ăla, da? Fiind oameni noi care vor face o altfel de politică. Iată că nu o fac. Că până la urmă a schimbat doamna Macazul imediat, da? Deci nu era ok, trebuia să rămână în USR, să încerce să contribuie la normalizarea lucrurilor acolo, știi? Acum, în clipa când au ieșit de la guvernare, în clipa aia, sigur că toți care își pot găsi niște aranjamente alături de putere, o fac, nu? Avem nu știu câte exemple de primari care au fost aleși un partid, după care, fiind la guvernare sau fiind președintele Consiliului Județean de altă culoare, au schimbat Macazul 1-2 și tot așa spunea. Doi, nu mă regăsesc acolo, acolo nu-i bine, dar uite, mergem la partidul ăsta în care, că eu n-am convingerea că nici PNL-ul nu are nicio strategie formidabilă și nici lucrurile acolo nu funcționează foarte bine. Hai să fim serioși, nu? Deci, practic, aici este o situație cu care ne confruntăm. Da, USR-ul e clar că așa cum merge va dispărea după mine. Nu? Poate mă înșel, poate reușesc ei să-și recăsească cadența. Pentru că, pe de-o parte, la guvernare n-au făcut mare lucru, iar guvernarea locală, că au câștigat câteva primării cu Clotild, cu nenea ăla de la Timișoara, e catastrofală imaginea. Și nu numai imaginea, și actul administrativ. Cel puțin la Timișoara e cumplit. Dar nici la Bacău nu mi-e rușine. Deci ei câștigaseră câteva poziții în orașele mari, pe care evident le vor pierde pe prestația oamenilor lor. Iată că acum este și problema aia, că nenea Cioloș s-a supărat că nu mai e președinte și își face o altă jucărie, devine reper. Așa se cheamă partidul. Deci, de acord că USR-ul are mari probleme, dar nu sunt de acord cu acest traseism care este îmbrăcat în haine frumoase, știi, arată doamna, băi, am făcut, am dres, v-am reprezentat pe voi cetățeni cum trebuie, dar nu mai se poate în partid, dar dincolo se poate, unde? Tocmai acolo unde e la putere. Fie că va primi vreo drăgătorie ceva, ori ia, ori aparținătorii, fie că i s-a propus un perpetuarea locului ca parlamentar la următoarea alegeri. Da, de promis e ușor. Că altcumva nu ar fi rămas independent în situația asta. Deci, da, văsăriala din politica românească continuă să se prezinte peste tot. Mergem mai departe, deputatul Ioan Bălan către ministrul Agriculturii. Din cele peste 100 de produse tradiționale din Bucovina, pentru câte s-a cerut statutul de produs cu indicație geografică sau cu denumire de origine protejată, semnul întrebării. Prin vicepreședintele PNL de Suceava, deputatul Ioan Bălan solicită ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu informații privind demersurile făcute de minister pentru a include produse tradiționale cu indicație geografică, mai ales cele din Bucovina, pentru a fi protejate sau cu denumire de origine protejată. Citez, competiția puternică manifestată pe piața intracomunitară a determinat majoritatea statelor membre să-și înscrie unele produse recunoscute la nivel internațional în categoria produselor cu indicație geografică protejate sau cu denumire de origine protejată. În scopul protejării originalității și competitivității acelor produse, de la aderarea României la Uniunea Europeană în anul 2007, numai 12 produse alimentare tradiționale românești au obținut acest statut. Magiunul de Topoloveni, salamul de Sibiu, telemeaua de Ibănești, scumbia de Dunăre, etc. El a precizat că, din fericire, România are potențial de a se impune pe piața europeană, dar și pe piețele extracomunitare cu produse alimentare tradiționale de cea mai bună calitate. Nu știu ce întrebări îl apasă pe domnul deputat, care n-am, deja ne-am obișnuit. El apare de două ori pe săptămână și vine cu câte o temă de asta. Acum, tema asta, cum să spun eu, nu știu de ce trebuie să întreb neapărat Ministerul Agriculturii, pentru că
ține de firmele care vor să-și înregistreze DOC-uri și DOP-uri, să facă o anume documentație care este foarte complicată, după care sigur că se intră pe niște proceduri administrative de verificare. Însă este foarte greu să obții un DOC și un DOP, că așa, vai de mine, e mitul ăsta, produsele bucovinene care sunt cum sunt așa. Eu mă îndoiesc că sunt așa. Și cred că ceea ce s-a întâmplat, că avem un număr relativ de produse, mă refer la cea alimentare, care au obținut DOC de OP-uri și sunt în baza europeană, este mic, e normal să fie așa, pentru că interesul pentru marfa de calitate este destul de scăzut. În general, producătorii merg pe urmărirea succesului comercial și atunci un DOC și un DOP nu se face ușor. Și în România nici nu prea există, adică piața e destul de limitată de îngust a celor care cumpără produse de calitate. Cât cumpără brânză de țaga, care brânză de țaga este un DOP, da? Destul de puțin, pentru că și prețul este foarte sus. Deci, din produsele care, și crede-mă că aici sunt destul de bine documentat că sunt consumator de astfel de produse, foarte puține din produsele din Bucovina se ridică la un nivel și la o originalitate astfel încât să obțină așa ceva. Iar mai departe, Ministerul Agriculturii, ce răspuns poate să-i dea? Da, pentru din cauza asta vreau să vă și întreb. El dă aici ca și exemplu pastrama fumată din Bosanci, urda de la Poiana Mărului, cașcavalul de Izvorul Alb, brânza de Burduf de Stănișoara. Adică sunt niște produse de nișă. Oricum, astea sunt produse de nișă. Nu sunt produse de cum să spun, poate mai degrabă, dacă ar conta asta tot. În momentul în care poți să cumperi brânzeturi italienești și franțuzești și nu mai vorbesc de cărnături, ăsta cad în derizoriu, adică sunt chiar lipsite de rafinament și de... Deci n-ar avea motive pentru care să zici, domnule, ăsta trebuie numai decât făcute. Și dacă sunt făcute, ce? Dacă sunt făcute, se vor vinde mai mult? Mă îndoiesc. Și nu prea văd eu unii să vină francezii să cumpere brânză de la noi, știi? Sau olandezii, sau poate se găsește unul sau... care să fie curios, dar nu de curiozitate. Deci, deci obținerea acestor calificative nu atrage după sine un succes comercial. Drumul este anevoios, este costisitor pentru firma care o face și atunci așa veni și spune, avem nu știu câte de la și nu știu câte de la alte. Avem și cei cu asta, până la urmă agentul economic interesat să-și vândă cât mai mult. Și vezi că am pățit treaba asta în mod repetat. Au apărut pe piață tot felul, de exemplu, în domeniul caramangeriei. Au apărut firme noi, da? Care au intrat pe piață cu produse de simțeai că e calitate, că e altceva. Și care încet, încet au revenit pe produsele comune care sunt mai ieftine. Și e destul de complicat să faci o linie separată pentru produsele astea de calitate. Au încercat tot, avem tot felul de oameni care spun, facem noi o chestie fantastică. Bun, este și, deși domnul Bălan e departe de a fi bucovinean, a preluat această poveste cu domnule, noi Bucovina, tradiție, cultură, chestii, trebuie, suntem grozovani. Nu suntem. Iar pe partea asta, în ceea ce privește rafinamentul produselor alimentare, stăm chiar rău. Asta e realitatea. Că sunt relativ puțin variate și nu au rafinament. De ce să ne îmbătăm cu apă rece și spui, domnule, eu vreau să mănânc numai cașcaval de Izvorul Alb sau ceva. Hai, lasă-mă, facem Izvorul Alb și cu cașcaval. Mergem mai departe. Premierul Nicolae Ciucă, guvernul contează pe contribuția casei majestății sale în realizarea proiectelor de responsabilitate socială. Guvernul contează în continuare pe contribuția valoroasă a casei majestății sale în realizarea proiectelor de responsabilitate socială, afirma premierul Nicolae Ciucă după întâlnirea pe care a avut-o luni la Palatul Victoria cu majestatea sa Margareta, custodele coroanei și
și Alteța sa regală, Principele Radu, citez, ne-a mulțumit cu acest prilej pentru implicarea constantă a Casei Majestății sale în promovarea imaginii și susținerea intereselor României în lume și în proiecte care promovează dezvoltarea economiei, educației și culturii românești. Am apreciat totodată proiectele sociale prin care familia regală susține legătura comunităților românești din afara granițelor cu țara mamă, precum și acțiunile umanitare prin care Casa Majestății sale ne-a fost alături în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Da, acum a fost o întâlnire protocolară mai mult între primul ministru și Casa Majestății sale, Casa Regală, reprezentată acum de Majestatea sa Margareta, custodele coroanei, și Alteța sa Regală, Principele Radu. O întâlnire care e firesc să aibă loc, pentru că e o realitate, Casa Regală, cum suntem noi obișnuiți să spunem, s-a implicat în dosare pe plan internațional și poate să o facă și chiar trebuie să o facă, să nu uităm că statul român subvenționează activitatea acestei instituții destul de consistent. Da, asta este altă discuție. Una peste alta, plusul pe care poate să-l aducă în relațiile internaționale, în principal implicarea Casei Regale, este demn de luat în considerare. Da. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat și vorbim despre voucherele sociale care vor fi distribuite începând cu data de 13 iunie.